Până acum 4 ani, eu nu existam în zona asta a civicului, a activismului, până nu a fost tragedia de la Colectiv, care bănuiesc că ne-a afectat pe toți cei aici prezenți. Aș vrea să vă întreb puțin pe voi. Ce nu vă place în România? Că tot am auzit 4 lucruri sau 5. Pe rând, nu toți odată. Mizerie, educație, lipsă de infrastructură, indiferență, corupție. Da, le avem și eu pe lista mea, să știți. Chiar le avem pe listă. Și ce facem noi mai departe? Noi toți. Ne plângem, ne uităm pe Facebook, ne plângem acolo, facem un pas în lateral, spunem că nu ne pasă, nu e treaba noastră, nu se schimbă nimic. Dar în 2017, în România și în diaspora, au ieșit peste 600.000 de oameni împotriva, a spus mai devreme cineva, corupției. Deci se poate să fim 3,5 dintr-o comunitate, dintr-o țară, să încercăm să facem lucruri. Am fost mai mult de 3,5 pe 26 mai anul ăsta. Deci se poate. Și mie îmi dă speranță, că vorbeam mai devreme de speranță, de ceea ce facem noi și da, este greu, nu este ușor. Nu este ușor să ai job, să ai familie, să... Eu m-am schimbat, am fost și eu îmbrăcat la cămașa, am zis să dau bine, dar am realizat că mă simt mai confortabil așa. Nu este ușor, dar... Asta este. Mergem înainte și doar așa putem să facem. Eu aseară am sosit, o să vă spun despre Nu arunca chiștoace. Nu știu, ați auzit de campania Nu arunca chiștoace? Până da. Înainte să fie, să auziți de TEDx sau un... Oh, super. Ok. Eu aseară când am venit, nu m-am putut abține, că deja e defect profesional, să spun așa, și am fost pe plajă. Pe ploaia aia, în fine. Am stat o jumătate de oră și am adunat chiștoace. Avem de unde, din păcate. O jumătate de oră, foarte multe. Cum a început campania? Eu împreună cu Răzvan, cu colegul meu și cofondator Nu arunca chiștoace al campaniei, nu vorbim foarte mult, le-am împrietenit chiar după cei 600.000 de oameni care s-au activat pentru că avem aceleași viziuni despre ceea ce vrem să se întâmple în România. Cum vrem noi să arate țara asta noastră. Și vorbeam cu Răzvan, eu veneam de la o întâlnire, el nu știu unde venea, n-a vrut să-mi spună. Și în același timp, eu în militari, el undeva în Pipera, eu i-am atras atenția unui domn, am dat geamul jos, va pica chiștocul. M-a ignorat, am coborât din mașină, eram la semafor paralel, m-am dus și am luat chiștocul și l-am înapoiat. Și că, păi, prietene, nu am scrumieră. Stai, prietene, deschid ușa din dreapta, iau scrumieră, eu nu sunt fumător. Și am dat scrumiera mea. În timpul ăla, Răzvan îi atragea atenția unei doamne. I-a dat chiștocul, i-a înapoiat chiștocul. Ne-am continuat conversația și îi spun, Bobo, cum ne alintăm noi, așa, ca băieții, Bobo, i-am dat tipului scrumiera. Foarte bine, mă. Mai puține chiștoace pe stradă. Păi și cum facem? Păi hai să le cumpărăm scrumiere astura. Și seara noi stăteam pe AliExpress, pe site-uri online, unde aducem noi din China plastic, nebunii, unde aducem noi să le dăm oamenilor scrumiere. Asta era înainte de Paște. Și noi stăteam în Vinerea Mare, stăteam și ne uitam pe internet cum găsim noi și unde ducem, cum putem să cumpărăm scrumiere. În fine, am identificat undeva într-un complex comercial cu marfă din China, nu dau nume, am identificat acolo un comerciant care vindea astfel de scrumiere, cu le, frumos, da. Și l-am întrebat cât costă. 5 lei. 5 lei, am uitat să vă spun că domnul respectiv căruia i-am dat scrumiera din mașină avea un Porsche de vreo 70-80, nu știu cât valorează, că mai suntem la un level. Și l-am întrebat,
pe tipul respectiv, trec peste, am negociat, am luat 200 de scrimere ca TVA, nici noi nu aveam bani și s-a nimerit. Am plătit undeva la vreo 900 de ron, ne-am mai lăsat dânsul ceva. După asta ne-am gândit, băi, ce facem? Ok, avem scrimere și ce, le dăm scrimere? Și am întrebat un prieten care se ocupă de comunicare, tot din zona asta, din cei 600 de mii, băi, cum aș vrea, ajută-mă să spunem și noi, vrem să facem o campanie, să le dăm oamenilor scrumiere și să nu mai arunce chiștoace. Păi așa, simplu, nu arunca chiștoace. Băi, pe bune, trebuie să fii mai pompos ca să atragi lumea. Pune-mă așa, nu arunca chiștoace. Bun, gata. După asta aveam nevoie de un logo. Alt prieten din cei 600 de mii ne-a făcut acest logo. Alt prieten ne-a printat stickerele, pentru că nu aveam bani. Și 5 persoane s-au gândit să... Deci, 2 s-au gândit, unul ne-a ajutat, unul a... Și am reușit să avem acest logo pe aceste scrumiere. Am dat telefon și eu la presă. Băi, uite, vrem să facem chestia asta, vi se pare ok? Dar ne-ar ajuta să fie un input, un shoot acolo, că ne ajută. Și a răspuns cineva de la televiziune și primul care a răspuns a fost câștigătorul, a fost Vitalie de la Pro. Am stabilit să mergem să facem niște filmări niște... și așa am dat drumul la campanie la sfârșitul lunii mai. De ce la sfârșit? Pentru că s-a întâmplat tot fel de lucruri. Ba au fost alegeri, ba a fost campanie, ba strâng semnături, tot timpul se întâmpla ceva și până la urmă trebuia oarecum să și prindă. Noi făceam lucrurile astea zi de zi, dar până la urmă dacă vrei să dai drumul la o campanie trebuie să o faci să te și vadă, pentru că spunea cineva mai devreme, trec o grămadă de știri. Trec, niște nebuni arunc, le dau chiștoacele oamenilor în trafic. Da, și așa a început campania. La 2 zile de la startul campaniei, deja ne recunoșteau taximetriștii. Vă spun sincer, în trafic opream mașina, pac, și aveam, era portbagajul plin cu scrumiere, normal, era la început. Și am început să le dăm scrumiere. Stăteam, pândeam la semafor, foarte mișto. Adică e senzația de, adică, noi le spunem foarte frumos, te apleci, îi dai chiștocul și spui, vezi că ți-a picat ceva. Contează foarte mult modul în care noi îi abordam. Nu ne-am dus, nu i-am certat, nu i-am bătut, nu le-am aruncat chiștoacele în mașină, nu... Am încercat să le dăm elegant, că e mult mai frumos. Și am reușit. La 2 zile le-am cerut ok-ul celor pe care o să-i nominalizez acum. L-am sunat pe Felix Pătrășcanu de la Fan Curier. Ne-am cunoscut prin, da, natura jobului și l-am întrebat, Felix, scuză-mă că te deranjez, Marian Răduna sunt, nu știu dacă îți mai amintești de mine. Bine, trecem la subiect. Și uite, noi avem o campanie și ne dorim să transmitem acest mesaj către șoferi. Noi ne adresăm la început șoferilor. Băi, să nu arunce chiștoace. Și nu vreți voi să puneți pe mașinile voastre? Și a zis da. Deci, pe prima frază, de fapt, primul comandant a zis, da. Wow, păi, o să te pun legătură cu Roxana, de la comunicare, toate bune și frumoase. Când am, și-am prins curaj, fac curier, acum hai să mai dau un telefon. Și a sunat-o pe Oana Gheorghiu, de la Dăruiește Viața, alt om minunat, așa cum este și Alex, și cum sunteți voi toți. Și a întrebat-o, Oana, eu știu că v-a dat OMV pe drum, vreo 10 milioane. Noi nu vrem bani. Noi ne-am dorit, dacă să ni se permită, să punem în stațiile lor, să punem la intrare, pentru că foarte mulți oameni alimentează de la cele din lanțul lor de stații, să punem acolo. Strada nu e scrimieră, nu arunca chiștoace. După 5 minute vorbeam cu Mona Nicoliș la telefon. Deci a zis că o întreabă pe Mona și după 5 minute vorbeam. Și așa am ajuns să avem parteneriate cu mai mulți, mai mulți parteneri. Vorbim de Fan Curier, vorbim de OMV Petrom, Poliția Română ne-a chemat la discuții, am uitat să vă spun. Ne-a chemat la discuții și în timp ce așteptam noi acolo să ne vedem cu cei de la comunicare, era un domn ofițer. Nu știu dacă știți, în spatele cecului, acolo au o clădire la IGP, acolo în București, au o clădire frumoasă din... Și n-aruncau cei drept, domnul ofițer n-arunca, punea pe pervaz. Ok. Și noi am făcut o poză, că de, eram învățați deja din trafic. Și ne-am dus cu doamna de la comunicare și am fost la doamna
directoare de la, doamna director de la, de la prevenție și le-am arătat și pozele la sfârșit. În fine, am stat de vorbă, ne-au întrebat cu cine ajută. Și le-am spus, dați, aplicați legea din România pentru că sunt sancțiunile foarte mari. Știți, aveți idee cât este sancționat pentru aruncatul din mașină? Na. Dacă am aruncat din mașină, codul rutier spune foarte clar că sancțiunile sunt între 9 și 20 de puncte amendă. Înmulțiți cu punctul amendă care este 145 și o să iasă destul de costisit, adică o să fie cam scump un chiștoc aruncat. Asta dacă într-adevăr autoritățile și-ar face treaba. Pentru că voi spuneați mai devreme, ați enumerat ce nu vă place în România. Și ce nu vă place, nu vă place odată din cauza autorităților, din cauza politicienilor, sau presupun eu acum, adică eu vă spun ce nu-mi place mie, cine e de vină din punctul meu de vedere și din cauza noastră. În fine, poliția română a spus că vor să pună 5.000 de sticăre 30x30 în toate secțiile de poliție. Dacă puteți să ne dați. Eu mă uit la Răzvan, Răzvan se uită la mine, dar am uitat să vă spunem, suntem la masa săracilor aici. Voi n-aveți bani, noi n-avem bani. Și atunci, între timp, am fost contactați de cei de la British American Tobacco și am avut o întâlnire și cu ei. Noi ne gândeam de unde să le dăm noi 100 la sticăre. Că important era să ajungă mesajul peste tot, să fie precum picătura chinezească. Și ne-am văzut cu cei de la British American Tobacco și ne-au întrebat la fel, cu ce ne ajută. Le-am spus, voi nu mai vindeți țigări. Hai să trecem peste Marian, da. Și atunci le-am recomandat, pentru că eu nu fumez, dar au fetele alea frumoase care umblă peste tot și care vor să te convingă, așa, din ce am văzut eu, că sunt colegi, prieteni de-ai mei care cumpără pachete întregi doar că zâmbesc fetele alea. Și le-am recomandat, le-am spus, băi, dacă voi, din păcate au ales foarte mulți oameni să fumeze, știți câți fumători sunt în România? 5.560.000, ceva de genul ăsta. 5.560.000 de fumători. Cu vârste de la 15 ani în sus. Dar din păcate au ales să fumeze 5 milioane, măcar să o facă civilizat. Și în loc să le dați pachete sau brichete sau alte tâmpenii, încercați să le dați niște scrumiere portabile. Adică dacă o fac, să o facă civilizat. A, bun, ok. Ne gândim și și revenim. Și mai avem o chestie, noi avem niște parteneri de poliția română, așa. Și atunci ei au hotărât să plătească ei sticărele la furnizorul lor, ce au făcut, au plătit sticărele, ne le-au pus pe proces verbal la dispoziție, noi le-am dat la poliția română. Și la sfârșitul lunii iulie, toate secțiile de poliție, cel puțin așa ne-a spus poliția română, am văzut niște poze și am verificat și noi, au acest logo. Nu arunca chiștoace, strada nu e scrumieră. Între timp au venit și scrumiere portabile, pentru că astea s-au epuizat, asta este, cred că este ultima. Și am primit 5.500 de scrumiere de la British American Tobacco. Ce am făcut cu ele? A fost concert Metallica, ne-am dus la Metallica, stăteam la poartă acolo, fără bilete, fără nimic. Și dădeam. Oamenii aruncau, sincer, oameni mișto, dar din păcate există acest obicei prost de a arunca. Și am împărțit 1.000 de scrumiere. Un om fumează undeva la 15 țigări pe zi. 15 țigări pe zi la cei 5.500.000 sunt vreo 80 ceva de milioane de țigări fumate, care într-un an bănuiesc că sunt vreo 30 și ceva de miliarde, nu? Sau greșesc eu? Parcă așa îmi ducem, da. Deci 80 ceva ori într-un an. Ideea e că eu am, din ce înțeleg, sunt vreo 2.900.000 care ajung în natură doar în România. Eu zic că sunt mai mult, pentru că tot am făcut o pasiune pentru cei care stau cu mâna pe geam sau cei care fumează, doar îi urmăresc. Și ce face scrumiera asta? În momentul în care, să spunem că fumezi la, nu știu, acasă, bănuiesc că pui în scrumiera. Bine, mulți aruncă de la geam, știți bine. Și la Metallica m-am gândit că din 1.000 de scrumiere date, dacă oamenii m-au fumat, că a fost concert, a fost mișto, m-am gândit că undeva la, în ziua respectivă, nu știu, hai, poate au fumat 5
țigări, să spunem că nu toți aruncau, dar undeva la 3.000 de chiștoace în ziua respectivă, sau poate 2.000 de chiștoace, n-au mai ajuns în natură atunci, pe carosabil sau așa mai departe. Și mi-e dă speranță când văd, băi, adică, care este rolul scrumierei? Să scrumești, să pui chiștocul. Și au început să vină oameni lângă noi, să ne contacteze. Și poliția locală, sector 3, chiar am primit, cât eram aici și urmăream pe antevorbitorii mei, că vor să, că iau deja o campanie și vor să alăture. Ne tot plângem, adică v-am auzit mai devreme cu lista aceea de nemulțumiri. Ce facem noi în sensul ăsta? Adică eu am ales în 2017, deci după colectiv m-am activat, în 2017, pentru că știți ce se întâmpla în Piața Victoriei și așa mai departe, multe, foarte multe, nu știu, știri false, și am făcut o televiziune online, se numește Rezistența TV. Și din 2017 tot încerc să fac lucruri. Adică nu e wow, dar încerc. Mă simțeam și prost față de Alex mai devreme, chiar îi spuneam, băi, voi salvați copii, voi faceți chiar lucruri adevărate. Vorbeam cu Carmen și cu Ana de la Dăruiește Viața, la fel, băi, voi faceți lucruri. Fac și o benișa mea aici. Și nu mi-e ușor, vă spun sincer, pentru că lucrez, cum spunea și Alex, lucrez, am doi copii minunați, am tricou și Adidas și tot timpul cu mine în mașină. Nu este ușor, dar mi-ar fi mult mai ușor dacă am fi mai mulți. Și am fost. Suntem 600.000, suntem atâția câți am votat, eu sper să mergem în continuare la vot. Vreau să veniți alături de noi în această campanie minunată. Nu arunca chiștoace, strada nu e scrumieră. Am fost și astă vară, am fost aici pe plajă, plaja nu e scrumieră. Chiar s-a alăturat și vreau să-i mulțumesc, pot să dau din nou nume lui Florin, unul din administratorii de la Hotel Park. A cumpărat 100 de tricouri la 5 pahare de chiștoace din acelea de bere pline. Se dădea un tricou. În rest, ce să zic, eu sunt foarte optimist și spuneați de pasiune. Da, dacă faci lucrurile cu pasiune și crezi în proiectul ăla, indiferent cât e el de mic, cu proiecte mici putem să schimbăm România. Și împreună facem România curată.